În satul Rugii, care se află la doar câțiva kilometri de Târgu Jiu, există cei mai mulți producători de cireșe din județul Gorj. Însă aceștia se aleg doar cu o mică parte din rodul muncilor, pentru că fructele sunt preluate de intermediari, după care ajung pe mesele comercianților din piețe la prețuri de câteva ori mai mari față de cel de achiziție. Producătorul. Da? Deodată, pe urmă, cumpără Shailand. Ca cum le cumpără toate, că așa e statul nostru. Nu lasă să vândă numai producătorul. Vină aia, cumpără răsadul, deci cu un preț, îl dau cu locul 2. Așa se întâmplă? Așa e aici în România. Exact. O, azi îmi scumpă, mi-ai văzut că fac o legăturiță, uleu legăturiță. Da, multe aici, îmi scumpă, dar la țăran direct cu cât se vând? La țăran mai rezne. Producătorii spun că se bucură că își vând marfa la intermediari la un preț mai mic, pentru că altfel nu reușesc să scape de produse foarte curând. Păi cum vreau să știu cu cum are omul bani? Dacă dumneata ai bani mulți, cumperi mai mult. Dacă eu am bani mai puțin, iau mai ieftin. După puțin, dar nu știi că nu ia. Ce să mai numă? Dacă servici n-au, bani n-au, cu ce trăiesc? Îi ajutați dumneavoastră? N-am ce. Păi eu nu curoasă că ia de la mine ca să scăpi de el și iau și eu, ia și ei. Cumpărătorii sunt și ei nemulțumiți de prețurile impuse la produsele autohtone, însă cu toate acestea abia așteaptă să guste din primele cireșe de mai.